Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale zilei. Groapă lângă groapă în drumul spre vamă. Străzi din Giurgiu sufocate din lipsa parcărilor. Lacune în legea împotriva fumatului. Controle riguroase la lapte și produsele din lapte. 5 partide oficiale în 16 zile pentru Astra. Groapă lângă groapă, noroaie și indicatoare rupte, așa arată de ani de zile o porțiune din drumul județean 507 ce leagă Vama Giurgiu de localitatea Oinacu. Șoferii de tir, dar și turiștii care tranzitează zona spun că nu au mai văzut așa ceva în nicio țară europeană, în timp ce reprezentanții Consiliului Județean promit refacerea drumului acum în prag de campanie electorală. Pe o porțiune de circa 100 de metri din drumul județean 507 nu mai există nicio porțiune de asfalt întreg. Gropile sunt atât de dese și de adânci încât șoferii trebuie să dea dovadă de multă îndemânare, dar mai ales răbdare pentru a ajunge cu mașinile neavariate la destinație. Drumul județean 507, care leagă Vama Giurgiu de localitatea Oinacu, se află în administrarea Consiliului Județean, după cum arată chiar indicatoarele, numai că astuparea gropilor nu a reprezentat o prioritate. Nu până acum, pentru că dacă este să ne luăm după declarația conducerii Direcției Județene de Transport, în speța directorului Ion Mateescu, drumul a fost deja decopertat, urmând să fie turnat asfalt în locurile deja pregătite. Realitatea de la fața locului este aceea că o parte din gropi au fost decopertate și lăsate așa, adică mult mai adânci decât erau înainte. Cât despre asfaltare, nici nu poate fi vorba. De fapt, asfaltarea va consta în plombe, care cu siguranță vor ceda sub greutatea miilor de tiruri și mașini. Pentru Consiliul Județean Giurgiu, porțiunea de drum de la intrarea în Vama Giurgiu, care arată ca după bombardament, a devenit dintr-o dată o prioritate după ce timp de 4 ani nu s-a făcut nimic. Degeaba se va interveni acum în prag de campanie dacă nu vorbim despre o lucrare serioasă cu termen de garanție, în loc de plombe provizorii măcinate la prima ploaie. Poliția locală și structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt instituțiile care aplic sancțiuni în baza legii numărul 15/2016, legea antifumat. Legea nu prevede concret în ce situații acționează una sau alta dintre aceste instituții, cu excepția cazurilor în care ele aplică legea în urma unor reclamații. Încălcarea legii antifumat este sancționată cu amenzi și uneori cu închiderea unităților comerciale care recidivează, iar sancțiunile pot fi aplicate de polițiștii locali sau de reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. La Giurgiu, dintre acestea, jandarmeria pare să fie instituția care are deja stabilite măsuri clare pentru aplicarea legii, chiar dacă până acum nu a fost aplicată vreo amendă. Odată cu intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în spațiile publice închise, jandarmii vor avea în vedere pe timpul misiunilor specifice și aplicarea prevederilor acesteia. Atenția noastră va fi îndreptată spre unitățile de învățământ și cele sanitare, locurile de joacă pentru copii, de exemplu, unde fumatul este interzis. Până în prezent, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale pe această linie. Fumătorii mai au la dispoziție așadar puține spații unde fumatul este permis, în marea lor majoritate spații în aer liber. În afara instituțiilor menționate, sancțiuni pot fi aplicate și de către inspectorii de muncă atunci când aceștia constată că sunt încălcate prevederile din Legea Securității și Sănătății în Muncă, prevederi care se referă la folosirea surselor de foc deschis și a fumatului la locurile de muncă unde acestea sunt interzise.
Laptele și produsele din lapte au intrat în vizorul inspectorilor sanitari veterinari care în următoarele două săptămâni vor verifica modul în care se produc, se colectează și se procesează aceste produse. Controlele se vor desfășura în colaborare cu inspectorii de sănătate publică în ferme, în centrele de colectare a laptelui, dar și în fabrici de profil. În perioada 22 martie-6 aprilie, echipe comune formate din inspectori ai Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, din inspectori ai Direcțiilor de Sănătate Publică și din reprezentanți ai prefecturilor vor controla tot ce înseamnă lapte și produse din lapte. Verificările vor viza fermele de animale producătoare de lapte, centre de colectare și unități de procesare a laptelui. Scopul la această acțiune, destul de amplă, este de a verifica, începând de la producătorii de lapte. Iar noi, la nivel de Giurgiu, avem producători de tip industrial, noi le spunem exploatații comerciale, tip mai mare, avem un număr de 7, dintre care 6 sunt producătoare de lapte. Tot la nivel de orașul Giurgiu mai avem 29 de producători de lapte, de tip A, cum îi numim noi, și aceștia sunt, bineînțeles, distribuitori către anumite centre de preluare și de prelucrare a laptelui. Se va verifica respectarea condițiilor sanitar-veterinare referitoare la producerea, colectarea și procesarea laptelui crud și a produselor lactate, dar și starea de igienă, inclusiv a personalului. În zona de prelucrare, pentru că avem și centre de prelucrare la nivel de județul Giurgiu, bineînțeles că se va controla în mod special modul cum se transportă, regimul termic dacă este respectat în timpul transportului, modul de preluare la nivel de procesator, încărcătura microbienă, NTG-ul de care vorbeam mai devreme, precum și celelalți parametri fizico-chimici. Vor fi verificate inclusiv produsele livrate în cadrul programului Laptele și Cornul. În acest sens, se vor efectua controle în spațiile unde sunt depozitate aceste produse, dar și la operatorii care le distribuie. Aceste controle vin în contextul crizei declanșate de cazurile bebelușilor infectați cu sindrom hemolitic uremic, al alertei emise de Comisia Europeană privind laptele românesc de vacă, dar și al mai multor cazuri de toxi-infecție alimentară a elevilor după consumarea de lactate în cadrul programului Laptele și Cornul. De la zi la zi, circulația auto pe raza municipiului Giurgiu pare să devină mai anevoioasă, iar locurile de parcare greu de găsit. O zonă cu astfel de probleme se află la doi pași de piața centrală și este situată pe un perimetru în care se găsesc instituții foarte căutate de giurgiuveni, Serviciul Județean de Evidență a Persoanei și unul dintre importanții distribuitori de energie electrică. Circulația auto, desfășurată pe anumite zone ale municipiului Giurgiu, reprezintă în anumite fragmente orare ale zilelor lucrătoare un adevărat calvar pentru șoferi, iar când vine vorba de găsirea unui loc de parcare, situația se complică. Starea, de fapt, îngrijorează cu atât mai mult cu cât astfel de probleme devin din ce în ce mai multe, ele sunt semnalate la vremea apariției lor, dar rezolvarea acestor cazuri nu pare a da bătăi de cap municipalității. Concret, o astfel de circulație anevoioasă și cu parcare greu de efectuat din cauza aglomerației este cea întâlnită în perimetrele străzilor Călugăreni și Dr. Inginer Marin Drăcea. Aici își au sediu Serviciul Județean de Evidență a Persoanei și cel mai cunoscut furnizor de energie electrică din această zonă a țării. Aflată în imediată apropiere a pieții, la doi pași de Biroul de Evidență Operativă a Persoanei și la unul dintre difuzorii de energie electrică, zona nu este singura din Giurgiu în care circulația se desfășoară anevoios, iar parcarea rămâne o problemă. În această parte a orașului, ca și în altele de altfel, nu indicatoarele de circulație sau politețea rutieră de care ar da dovadă giurgiuvenii rezolvă problema, ci o intervenție concretă și abilitată a gospodarilor urbei. Cât despre locuitorii zonei și cei ai Giurgiului, aceștia sigur și-ar dori o circulație fluentă și locuri de parcare în plus create. Din când în când, de la Spitalul Județean Giurgiu mai vin și vești bune. După ce de ceva vreme ecograful utilizat pentru cei care aveau bilete de trimitere nu a mai funcționat, fiind defect, de astăzi acesta funcționează din nou.
Conducerea Spitalului Județean anunță că giurgiuvenii pot veni din nou la ecograful de la spital cu bilete de trimitere pentru că aparatul a fost reparat. Investigațiile sunt efectuate însă în limita bugetului alocat prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Câteva zile pacienții cu bilete de trimitere n-au putut să efectueze ecografii. Însă, începând de astăzi, am rezolvat problema și vor putea să vină și cei cu bilete de trimitere în limita fondurilor de la Casa de Asigurări la Spitalul Județean și la RMN și la CT. Noi facem aceste investigații cu trimitere în limita unui buget alocat. În afara ecografului de la Spitalul Județean mai pot fi efectuate investigații decontate de Casa de Asigurări la două cabinete medicale din municipiu, care sunt dotate cu echipamentele necesare. În aceste cazuri însă pot beneficia de investigații persoanele înscrise pe listele medicilor respectivi. Părinții vor putea să beneficieze doar de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, iar indemnizația lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă. Asta prevede un proiect de act normativ ce vizează modificări majore la concediul pentru creșterea copilului. Proiectul a trecut de Senat și urmează să primească votul decizional în Camera Deputaților. Proiectul prevede că pentru obținerea concediului de creștere a copilului, stagiul de cotizare se va raporta la ultimii 2 ani față de un an cât se prevede acum. Astfel pot beneficia de astfel de concediu cei care au obținut venituri impozabile timp de minimum 12 luni. Este vorba despre concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap de până la 3 ani. O altă noutate față de ceea ce prevede legea actuală o constituie faptul că pot beneficia de indemnizație de creștere a copilului și persoanele care câștigă bani din activități independente de civicultură și piscicultură. În ceea ce privește durata concediului de creștere, și acesta va suferi modificări dacă va fi adoptată de către deputați. Mai exact, dacă în prezent părinții trebuie să opteze între concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau până la 2 ani, după modificării acest lucru nu se va mai putea. Părinții vor beneficia doar de o durată unică de 2 ani a concediului. În ceea ce privește indemnizația lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu și maximă ca în momentul de față. În prezent, cuantumul unei indemnizații este cuprins între 600 de lei și 3400 de lei. De la 1 iulie, acesta va fi modificat la 1062 de lei și 50 de bani. Pentru cei care doresc să se întoarcă mai devreme la muncă, stimulentul de inserție va fi de 531 de lei și 25 de bani. Dacă proiectul va deveni lege, indemnizațiile celor aflați în concediul de creștere vor fi recalculate. În cazul adoptării, actul normativ urmează să intre în vigoare de la 1 iulie, iar acesta se va aplica inclusiv părinților care la momentul respectiv se vor afla deja în concediul de creștere. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. În weekendul următor, în comuna Malu, o echipă de voluntari împreună cu reprezentanții primăriei vor planta 1800 de puieți. Activitatea se desfășoară în cadrul Lunii Pădurii. Acțiunea de împădurire este împărțită în două etape. Prima a avut loc în toamna anului trecut. În cadrul Lunii Pădurii, Direcția Silvică are planificate pentru următoarea perioadă plantări de arbori. O astfel de activitate va avea loc în weekendul următor în comuna Malu, unde vor fi plantați 1800 de puieți. Acțiunea se va desfășura cu ajutorul unei echipe de 250 de voluntari din partea unei fundații și cu sprijinul primăriei Malu. Va fi împădurită o suprafață de 3,4 hectare de teren. Contractul de sponsorizare pe care îl avem cu primăria Malu și de colaborare cu asociațiile de voluntari, am avut de împădurit o cantitate de 2000 de puieți de sarcâm, 1350 de plopiuri americani și 1300 de puieți de sarci. Au mai rămas de plantat în urma acțiunii din toamnă o cantitate de 1800 de puieți de plop și ior american și sarcie, pentru care ne-am organizat în acest weekend să o terminăm. Împreună cu Asociația de Voluntari am făcut un necesar și sperăm să avem în jur de 250 de voluntari care împreună cu personalul tehnic
din cadrul Direcției Civice și al locului Silvic Giurgiu, care se ocupă de asistența tehnică privind executarea lucrărilor și cu sprijinul comunității locale din comuna Malu, să încheiem această acțiune și să redăm într-un circuit productiv o suprafață de 3,4 hectare, care până acum era o zonă acoperită de gunoi. De la începutul anului până în prezent, Direcția Silvică Giurgiu a reușit să valorifice prin astfel de acțiuni 67.000 de puieți plantați în afara fondului forestier. Potrivit reprezentanților instituției, în prezent se află în curs de derulare o comandă de 20.000 de puieți destinați unui tip de împădurire similar cu cel ce se va desfășura în acest weekend la Malu. Absolvent al Institutului de Construcții din București, Mircea Vintilă nu este cunoscut ca inginer, ci ca apartenent al primei generații de artiști de folk din România. Compozitor și interpret, muzicianul este recunoscut pentru faptul că o parte a cântecelor sale reconstituie atmosfera Bucureștiului de altădată. Ciocu, cum mai este cunoscut Vintilă, a compus și interpretează melodii pe versurile unora dintre cei mai renumiți poezi români. Născut pe 23 martie 1949, Mircea Vintilă, Ciocu pentru cei apropiați, este muzicianul din prima generație de artiști folk ai României. Absolvent al Institutului de Construcții din București, Vintilă nu este cunoscut ca inginer, ci drept membru al cenaclului Flacăra de la debutul ședințelor acestuia și pentru că partea cântecelor sale recrează atmosfera de odinioară a Bucureștiului. La nu poți să pleci, se vor mâine 20. Nu sunt destul, n-ai cum să pleci, se vor mâine 20. Ai de frumoasă, ai de străină, o dragostea mea fără leac. Vino cu mine, sunet și vino la anulina. Mircea Vintilă a compus și cântă melodii pe textele unor reputați maestri creatori de vers, Adrian Păunescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Florian Piti și Gheorghe Azap, fiind doar o parte dintre aceștia. Dincolo de activitatea sa solo sau cu formația de acompaniament Brambura, Mircea Vintilă este cunoscutul component al supergrupului folk Pasărea Colibri, întemeiat împreună cu Vladi Knezevici, Mircea Baniciu și inegalabilul Florian Pitiș. Interesat de muzică încă din timpul copilăriei, Vintilă, sau Ciocu, așa cum este apelat de apropiați, rămâne unul dintre pionierii folcului în România și artistul care, de nenumărate ori, a evoluat alături de alți adepți ai genului, precum Mircea Florian, Marcela Saftiuc sau Doru Stănculescu. Rămâneți cu TV Giurgiu, jurnalul continuă cu informațiile din sport și meteo. Prima partidă care se desfășoară la Giurgiu între două echipe naționale a stârnit interesul suporterilor. După estimările oficiale, întâlnirea fotbalistică de astăzi seară de pe Marina Anastasovici, dintre naționalele României și Lituaniei fiind urmărită de aproximativ 7.000 de spectatori. În vederea desfășurării acestei partide, aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării mobile Matei Basarab din Ploiești și Inspectoratului Județean de Jandarm Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării partidei amicale. Au fost adoptate măsuri suplimentare la meciul de fotbal din această seară, în sensul că vor fi prezenți la stadion mai mulți jandarmi decât de obicei, astfel aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării mobile Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu vor asigura măsurile de ordine publică.
Acestea vor fi prezenți în zona imediată și apropiată locului de desfășurare a partidei pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot conduce la tulburarea ordinii publice înainte, pe timpul și după terminarea meciului. Accesul spectatorilor este permis începând cu ora 18, prin alea Fabrica de Zahăr pentru deținătorii de bilete de la Peluză și Tribuna a doua, alea Plantelor pentru cei care au bilete la Tribuna a doua și prin strada Chauncey Hardy pentru Tribuna a întâi. Organizatorii partidei, Federația Română de Fotbal, au întocmit și dat publicității o serie de reguli pe care fanii echipei naționale prezenți la partida de pe stadionul Marin Anastasovici trebuie să le respecte. Printre altele, la partida România-Lituania, accesul copiilor de orice vârstă în stadionul Marin Anastasovici se va face pe baza biletului de acces. Minorii sub 14 ani au acces în stadionul Marin Anastasovici doar însoțiți de o persoană majoră, întrucât arterele din jurul stadionului Marin Anastasovici vor fi supuse unor măsuri de restricționare a traficului rutier. Federația Română de Fotbal face un apel către suporterii echipei naționale, deținători de bilete, să vină din timp la stadion pentru a evita formarea ambuteiajelor și pentru a participa astfel la fluidizarea accesului în arenă, în zonele turnichetelor. Porțile stadionului Marin Anastasovici se vor deschide la ora 18. Astra Giurgiu se află deocamdată în pauză impusă de partidele selecționatei naționale, dar pentru liderul campionatului va urma o perioadă foarte încărcată, cu numai puțin de 5 meciuri oficiale în 16 zile. În așteptarea partidelor din campionat, programul de pregătire al echipei Astra în această săptămână include și un joc amical, care va opune liderului giurgiuvean o echipă din play-off pe FC Voluntari. Partida se va disputa vineri, 25 martie de la orele 16, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. După acest amical, Astra va reveni în competițiile oficiale, odată cu etapa a patra, în care va da replica celor de la Dinamo, joc programat fără nicio păcăleală pe 1 aprilie. Dar programul Astra este și mai încărcat pentru că urmează până în 16 aprilie, numai puțin de 5 partide, 4 în play-off-ul Ligii 1 plus returul semifinalei din Cupa Ligii Adeplast. Iată programul meciurilor. Joi, tot vreme mohorâtă și rece pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 3 grade în jumătatea de nord a Moldovei și 12 grade în Oltenia. Temporar se vor semnala precipitații în sudul, centrul și estul teritoriului și pe spații mai restrânse în rest. Și în Giurgiu avem parte de nori, vreme rece și ceva ploi. De la cele 5-6 grade din zori, la amiază termometrele nu vor indica mai mult de 9 grade. Vântul se mai domolește și nu mai trece de intensitate moderată. În județul Giurgiu se vor înregistra 8 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 9 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 26 de km pe oră din direcție nord-est, iar presiunea atmosferică de 761 mm coloană de mercur. Umiditatea va atinge în aer 90%, în timp ce cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 15 până la 25 cm, cota probabilă fiind de 468 de cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!